Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați revenit în Arena Sportivă. Alături de mine această după-amiază în studioul Sălăjanul TV este directorul liceului cu program sportiv Avram Iancu din Zalău, domnul Alexandru Iacov, alături de care vom încerca să discutăm despre ceea ce înseamnă această unitate de învățământ, o unitate școlar-sportivă, aș putea spune, pentru că vorbim nu doar de performanțe la nivel educativ, ci și la nivel sau pe plan sportiv. Iar la un moment dat vom discuta și despre ceea ce înseamnă sportul în școală la nivel național, probabil chiar și sportul de performanță vom ajunge la un moment dat. Domnule director, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Cu mult drag îi salut și eu pe locuitorii Zalăului și a județului, dacă văd și emisiunea, și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem, așa cum le-am spus telespectatorilor, cu un istoric a ceea ce înseamnă liceul cu program sportiv și spun acest lucru pentru că probabil o parte dintre părinții care ne urmăresc aș vrea să ajungă la un moment dat copiilor să facă sport la nivel de performanță, iar cred că liceul cu program sportiv le poate oferi o astfel de șansă. Evident că da, și dacă această emisiune ar folosi, am mai plătit să mai facem câteva, să avem să se împlinească această profeție. Da, clasele cu program de educație fizică și sport de la actualul liceu cu program sportiv Avram Iancu au fost mutate acolo de la actualul liceu tehnologic Mihai Viteazul în anul 2004, pentru că s-a dorit atunci o restructurare a rețelei școlare la nivel de municipiu. Și în acel an, școala din Brădeț s-a transformat în liceu cu program sportiv. Sigur, funcționăm cu un rând de clase pe nivel, începând cu gimnaziu și până la clasa a 12-a. Deci câte o clasă, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a la gimnaziu, 9, 10, 11 și 12 la liceu. La gimnaziu avem clase de atletism și fotbal, iar la liceu clase de atletism și mozaic, în care cuprindem sportivi de la diferite discipline la cluburile din municipiul Zalău. Deci funcționăm acolo de 13 ani deja. Despre rezultate poate o să vorbim mai târziu. Ceea ce aș vrea să spun acum este că beneficiem totuși de o bază sportivă bună, cred că cea mai bună din județ ca și școală, de condiții financiare bune prin grija primăriei, în sensul că n-am avut niciodată probleme de a nu putea participa la competiții oficiale, chiar și amicale, sau de a nu putea asigura un program de pregătire înaintea competițiilor pentru sportivii pe care îi avem. Spuneați de susținerea financiară. În afară de primărie, mai există și alte surse de venit pentru această unitate de învățământ? Sigur că mai avem mici contracte de sponsorizare, donații, au mai fost atunci când funcționa încă comitetul de părinți fără personalitate juridică, cum era acum câțiva ani în școli. Și am mai putut prevedea atunci când am avut nevoie din ceea ce făcea școala extrabugetar, din venituri proprii, când a fost nevoie, am putut aloca niște bani și la sport. Și mai alocăm și acum, dar mai mult pe partea de medicamentație și transport, pentru că partea de deplasări, echipament, este asigurată din ceea ce ne oferă primăria. Deci nu avem probleme financiare, mulțumesc primăriei și lui Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, pot să zic că stăm mulțumitori. A fost o perioadă, sigur, cu ghilimele de rigoare, aș putea spune, o perioadă în care ați făcut o pauză în ceea ce privește funcția de director. Ați revenit în acest an, în 1 ianuarie, sigur, în urma unui examen pe care l-ați susținut. Da, în ianuarie, adică începând cu luna octombrie anului trecut, s-au organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director la unitățile de învățământ preuniversitar. Înainte de concurs am avut o discuție cu fostul director și inspector școlar și, dar înainte de asta, e colegul și prietenul meu, Mirel Seișanu. El a spus că nu intenționează să mai meargă la concurs și am mai spus și alți colegi, am hotărât să merg eu la acest concurs ca să și să asigurăm o continuitate și să
Continuăm o colaborare colegială mai veche între noi acolo. Sper să fie de bun augur și pentru școală revenirea aceasta. Dacă tot vorbeați de continuitate, există câteva proiecte, bănuiesc, există câteva proiecte interesante pe care vi le-ați propus odată cu revenirea în funcția de director? Da, evident că din 1 septembrie, când începe un nou an școlar, pentru că în acest an școlar s-au putut face puține lucruri din ianuarie până când am revenit, vom încerca să regândim puțin planul de școlarizare în așa fel încât să asigurăm o mai bună imagine liceului cu program sportiv prin elevii pe care îi școlarizăm la aceste clase, pentru că cei pe care îi școlarizăm la clasa de mozaic, ei reprezintă alte cluburi sportive, unități sportive din municipiu. Sigur, nu este un lucru rău asta. Este foarte bine că reușim să asigurăm și pentru ei, pentru acest sportiv, școlarizare la învățământul sportiv integrat. Dar vom încerca să reînființăm, cred că nu ar strica să reînființăm niște ramuri sportive, volei, fete, care de câțiva ani a dispărut. Poate și din vina mea că am dorit să iau o pauză și nu a găsit nimeni altcineva să facă. Și să regândim puțin și la atletism lucrurile, pentru că și acolo în ultimii ani am avut mai puțini sportivi cu performanță. Numeric, performanțele au fost, dar numeric sportivii au scăzut ca valoare. Și ne dorim și aici să dinamizăm puțin lucrurile ca să crească numărul practicanților și implicit acelora cu perspective de performanță. Pentru că avem elevi la clase, nu asta este marea problemă, marea problemă este a nivelului lor și nivelul de aspirații pentru performanța sportivă. Sunt din ce în ce mai puțini copii, din păcate, care își doresc să facă și performanță. Sigur, sunt unii care vin la acest liceu pentru că au un bacalaureat mai ușor în față și asta este un lucru lăudabil pentru ei. Și văd viitorul într-un bacalaureat mai ușor și fără prea multe pregătiri, așa. Și, sigur, după aceea să facă o facultate pe baza mediei de la bacalaureat. Majoritatea absolvenților noștri se îndreaptă către facultățile de educație fizică și kinetoterapie. Sunt domenii de care se consideră mai apropiați și cărora cred ei că le pot face față și pot face față și admiterii, pentru că la educație fizică s-au introdus deja niște probe de aptitudini, cam peste tot s-au reintrodus și la kinetoterapie. Și atunci ei, prin pregătirea pe care o au, reușesc să facă față acestor probe de admitere și cam aici se îndreaptă absolvenții noștri. Spuneați de clasa mozaic și aș vrea să ne explicați puțin, exact cum spuneam la începutul emisiunii, pentru telespectatori, pentru părinți. Ce înseamnă, practic, da, o clasă mozaic? Este denumirea care se regăsește în regulamentul școlar. La clasele de liceu funcționăm cu câte o clasă pe nivel care este împărțită în două grupe. Grupa de atletism, care are 14 locuri, și alte 14 locuri sunt așa zisele locuri mozaic, unde intră sportivi din mai multe ramuri sportive și de la mai multe cluburi sau unități sportive din municipiu sau din județ. Aici, sigur, condiția este ca ei să fie legitimați la acele cluburi. Ei fac o parte din ore la liceu și o parte din ore la clubul respectiv. În sensul ăsta avem o colaborare cu cluburile. Sigur, cu unele cluburi merge mai bine, cu altele sperăm că va merge în curând la fel de bine. Și acești sportivi sau acești elevi, că până la urmă deocamdată noi considerăm elevi nefiind sportivii noștri, reușesc să beneficieze și ei de învățământul sportiv așa cum merită, până la urmă că și ei fac sport, și să facă o carieră și în sport alături de carte, atâta cât își doresc ei să învețe. Deci cam asta este ideea claselor mozaic. Sigur, în orașele mari, unde există posibilitatea să faci mai multe clase, clasele mozaic sunt clase distincte. Noi, neputând face decât o singură clasă la nivel de
județ deja, nu putem aloca decât o jumătate de clasă la Mozaic. Dacă ne-ar aproba inspectoratul încă o clasă, atunci am putea aloca o clasă întreagă la Mozaic și atunci, de bună seamă, am putea cuprinde mai mulți elevi sportivi în aceste clase. Ajungând și la partea de bacalaureat, pentru că discutați și despre acest punct. Practic, spuneați că un bacalaureat mai ușor, care ar fi probele sau care sunt disciplinele care trebuie să le termine sau din care susțin acele probe? Acum, bacalaureatul are două etape distincte. Probele de competențe lingvistice și digitale care se dau înainte și probele scrise, care sunt trei la număr pentru toate profilurile din România, numai că diferă disciplinele. Limba română este un examen obligatoriu pentru toate profilurile și disciplinele. Și de aici încolo deja discutăm despre alte probe. Elevii de la noi, de la liceu, susțin ca probă obligatorie a profilului istoria și ca probă la alegere, de regulă aleg cu mici excepții, geografie. Astăzi, în acest an, pot să vă spun că din toți elevii care au absolvit clasa 12, unul singur a ales la ultima probă logica și argumentarea, iar ceilalți toți au ales geografia. Acum, la nivel de județ, cred că și la nivel de țară, unul dintre examenele care pune mari probleme la bacalaureat e matematica. Și aici copiii noștri sunt avantajați prin faptul că nu susțin proba de matematică la bacalaureat, pentru că la bacalaureat rezultate bune arată toate statisticile doar elevii de la liceele teoretice. Elevii de la liceele tehnologice și la vocația nu se mai dă matematică, elevii de la liceele tehnologice au rezultate slabe la matematică, la bacalaureat. Aici poate și nivelul subiectelor este prea ridicat pentru ei, poate și nivelul lor de pregătire nu este corespunzător, dar e de discutat, dar important e că elevii noștri nu susțin această probă. Susțin istoria, care este mai accesibilă puțin, și geografia. Deci este un bacalaureat mai ușor. În urmă cu un an a fost acel eveniment frumos la care am participat și eu, s-au împlinit 25 de ani ai acestei școli, sau această școală a împlinit 25 de ani, timp în care, sigur, cel puțin odată cu această schimbare, cu trecerea de la grupul școlar Mihai Viteazul la școala gimnazială Avram Iancu, au apărut și performanțele și aș vrea, dacă se poate, câteva dintre ele să le trecem în revistă, pentru că sunt convins că au fost, indiferent că vorbim aici de atletism, de volei feminin, de... Acum, dacă știam că vorbim și despre asta, veneam cu o listă lungă de performanțe, așa am să produc câteva din memorie și o să vorbesc numai de perioada de când suntem la această școală. Foarte mulți ani am funcționat cu două discipline, atletism băieți și fete și volei fete. La atletism am fost taxați mai mult pe probe de alergări și județul, de fapt, aici lucrează mai mult pe probe de alergări. Am avut rezultate mulțumitoare, chiar foarte bune, în ani de-a rândul, începând de la Băltan Ionuț, Pop Răzvan, Paul, ce lapsus am, mă rog, fostul sportiv al Lucian Bârlogeanu. Paul Parnău, mulțumesc. Avem acum anul trecut a terminat Luca Gruia, care zilele trecute am citit în presă că a câștigat un concurs la Cluj. Marian Cătălin, care este acum într-un moment de cumpănă, sper să-l depășească cu bine. Noi încă n-am renunțat la idee. Și acum este în pregătire Șarcani Rachel pentru proba de 100 de metri. A plecat la Felix cu domnul profesor Seișanu. Și sigur, toți acești elevi au adus multiple medalii în probele în care au concurat, începând cu juniori 3, 2, 1. Și sper eu, pentru că la anul ne intre deja vreo 2 la tinereți, să aducem ceva și la tineretul. Mai avem în anul ăsta absolvent pe Meleg, Claudiu, care
este un bun performer în probe de 5.000 și 10.000, dar din păcate vârsta nu l-a iertat, termina anul ăsta și de el va trebui să ne despărțim. La volei feminin am avut în toți anii ăștia câteva participări la turnee semifinale de numai la junioare 2. Am avut un sfert de finale la junioare 1. Iar în 2014 s-a desființat, să zicem așa, secția de volei fete. Dar eu îmi doresc să o reînființăm, pentru că știu că sunt mulți copii care și-ar dori să practice acest sport și are tradiții destul de bune la nivelul județului. La un moment dat am avut echipă, chiar două echipe în divizia B. După aceea a rămas una singură, dar foarte mulți ani a activat acolo, finanțată de Armătura, formă de CSM. Și sigur, la un moment dat, pentru că jocurile consumă bani, n-au mai fost posibilități financiare de susținere a echipei. Regret, pentru că voleiul este un sport iubit de zălăuani și ar fi avut priză la public, sunt convins de asta. Ma, sigur, eu am enumerat aici doar câteva performanțe care acum mi-au venit în minte. Eu le cer scuze colegilor mei care au trudit atâția ani, dacă am uitat pe cineva. Oricum vreau să le amintesc numele tuturor. Pe Mirel Seișanu îl cunoaște deja toată lumea pentru că o antrenează și acum, pe Paula Todoran, pe Teodor Bidian de asemenea îl cunoaște toată lumea, că a fost și în emisiune aici la televiziune și are rezultate foarte bune de mulți ani. Lucian Bârlogeanu, care este un om dascăl ceva mai tânăr decât noi, dar cu perspective bune și el. El, de fapt, el o antrenează în acest moment pe sportiva de care am amintit la 100 de metri vitezista, care e în cantonament la Felix. Dar pentru că domnul profesor Seișanu oricum mergea cu Paula în cantonament acolo, am convenit să lucreze domnul profesor Seișanu cu ea acolo, să nu mai trimitem încă un om pentru un sportiv. Deci ăștia sunt colegii de la atletism care trudesc cu adevărat și obțin performanțe mulțumitoare pentru condițiile nesatisfăcătoare pe care le avem la atletism. Avem un stadion cu o pistă care nu mai este de zgură, este de pământ și cu condiții proaste. Cel puțin improprii, cred. Da, cel puțin improprii și la nivel de vestiare și așa mai departe. Dar ei se zbat și cu cât știu ei și cu cât pot copiii, totuși aducem rezultate peste condițiile pe care noi le oferim, din fericire pentru noi. Bun, dar nu există oarecum o frustrare, domn profesor, din partea sportivilor, din acest punct de vedere, exact cum spuneați, văzând aici o pistă sau niște condiții improprii, mergând în altă parte, nu știu, dăm exemplu ultima ediție a campionatului național, stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, unde condițiile sunt cel puțin mai bune, dacă nu mult mai bune decât la noi. Sunt convins că au aceste frustrări copiii și sunt convins că au și nemulțumiri. Dar, din păcate, nu le putem rezolva. Sigur, atunci când chiar este necesar, fie cu mașina proprie a antrenorului, fie dacă sunt mai mulți cu microbuzul școlii, îi mai trimitem la Cluj să lucreze pe pista din Parcul Babeș, care este pistă sintetică. Dar asta se întâmplă de câteva ori pe an și înainte de competițiile importante. Am putem să facem naveta zilnic cu ei la Cluj, pentru că costă destul de mulți bani să lucreze acolo. Iar la nivelul nostru de finanțare, chiar acest lucru nu ne-l putem permite. Și nici nu cred că ar fi normal să te duci zilnic cu copilul sau de două, trei ori pe săptămână. Ai răpi foarte mult timp din timpul lui de învățat sau chiar de repaus. Deci, asta nu ne putem permite. Dar atunci când se apropie competiții importante și trebuie puțin modelată pregătirea, îi trimitem sâmbătă, duminică la Cluj și mai lucrează acolo pe pistă sintetică și participăm la Cluj la cam la toate competițiile, fie oficiale, fie amicale, adică amicale, memorialul nu știu care, memorialul nu știu care, noi acolo tot timpul trimitem copiii, tocmai ca să aibă ocazia să fac și antrenament în ziua aia, participă și la competiția respectivă. Pentru că sunt probe la atletism care durează 12-13 secunde, 100 de metri, sau 25 de secunde, 200 de metri, sau ce știu eu, 800 de metri, 1500 de metri, durează câteva minute și atunci ei mai fac și un antrenament stând în ziua aia acolo.
Da, și în modul ăsta reușim un pic să mai le corectăm greșelile, să mai perfecționăm starturile, eu știu multe alte lucruri pe care aici, pe pista din Zalău, nu le putem face. Bun, și lăsând la o parte condițiile improprii, nu odată s-a întâmplat ca să existe chiar accidentări în timpul antrenamentelor, pentru că știu că de-a lungul anilor, discutând cu profesorii de specialitate, s-au plâns din acest punct de vedere. Așa chiar e. Și Paula Todoran, nu odată s-a întâmplat. Așa e. Păi, pista asta total necorespunzătoare le agresează articulațiile foarte serios. Pentru că nu este elastică, nu este rapidă și trebuie să ai permanent grijă în timpul alergării să nu calci pe o piatră, să-ți fugă glezna, să nu-ți alunece piciorul într-o turnantă, să cazi. Deci, sunt riscuri permanente de accidentare pe această pistă. Dar, din păcate, alta nu există. Dintr-o discuție recentă pe care am avut-o cu domnul viceprimar, spunea că în scurt timp stadionul va intra într-un proces de renovare, reabilitare, nu știu cum să-l numesc. Sper ca și pista să aibă cel puțin două culoare sau dacă nu unul, dar două ar loc, să aibă loc în această reabilitare, să fie și ea inclusă, nu numai și o suprafața de joc sau tribunele și anexele, vestiarele, sala de forță și așa mai departe. Pentru că și tribuna aceea este un putregai care nu știu cât mai rezistă acolo. Păi da, până la urmă, sigur. Deci chiar nu se poate vorbi de reabilitare. Cred că ar trebui dărâmată toată tribuna și luat de la zero. Cea mai ieftină soluție ar fi dinamitarea și una nouă. Da, da, asta este problema primăriei. Vreau să revin puțin, domnul profesor, la programa școlară și să vă întreb, practic, câte ore de sport există în timpul săptămânii la un liceu cu specializare sportivă, tot în ideea de a le prezenta celor care ne urmăresc, în special părinții. Deci lor. Vorbim de clasele cu program de educație fizică și sport. Program de educație fizică, da. Și sport, exact. La clasele de gimnaziu, prin vechiul plan cadru, existau 6-9 ore pe săptămână, cu obligația de a face 9. După nou plan cadru, sunt doar 6. Nou plan cadru intră în vigoare începând cu acest an școlar la clasa 5-a doar. La anul și la 6-a și la 7-a și așa mai departe. Sunt doar 6 ore în planul cadru obligatoriu. La liceu, aici încă nu se pune problema schimbării planurilor cadru, sunt în clasa 9-a și a 10-a 10 ore pe săptămână și în clasa 11-a și a 12-a 14 ore pe săptămână. Aici, astea 14 ore pe săptămână sunt suficiente dacă sunt făcute serios. Ele sunt suficiente. Oricum, un elev nu poate să lucreze mai mult de 14 ore pe săptămână. Gândiți-vă că dacă trebuie să le condensăm astea în 5 zile, atunci aproape în fiecare zi trebuie să lucreze cam 3 ore. Ceea ce deja este destul de mult. Acum, noi fracționăm în două antrenamente, unul dimineață și unul după amiază, atunci când se poate. Sau aducem pe copiii foarte buni în weekend și completăm atunci cele 14 ore de pregătire. Cred că la clasa 5-a, 6-a, 6 ore... La 5-a, 6 ore ar ajunge, că sunt încă mici, dar după aceea cred că trebuie un pic mai mult. Dar sigur, ideea este că mai poate veni copilul din timpul liber să-și completeze pregătirea, adică nu trebuie neapărat să fie legat de programul școlar. Și atunci poate să facă 8-10 ore pe săptămână, chiar dacă numai 6 sunt obligatorii. Adică, așa cum fac cei de la clubul sportiv școlar, care nu sunt în învățământul sportiv integrat, ci suplimentar, adică sunt la alte școli. Ei fac antrenament în fiecare zi și nu-i obligă nimeni. Fac din plăcere sau din dorința de a face performanță sau pur și simplu din dorința de a-și menține starea de sănătate. Deci, nu numărul de ore ne împiedică pe noi să facem. Sunt alte lucruri care ne împiedică. Numărul de ore îl putem noi mări în acord cu părinții și copiii cât de mult dorim. Sigur, dar trebuie să ne asumăm ca dascăli faptul că la un moment dat trebuie să facem niște ore pe gratis dacă vrem să... Dacă statul plătește numai 6, dacă vrei să faci 8, 2 ore, ești constrâns să le faci pe gratis. Dar, cel puțin la colegii mei, vă asigur că nu se pune problema să nu accepte chestia asta. Adică fac de ani, de zile, mult, mult mai mult decât li se cere. Și
pregătirea de vară, din vacanțe, care niciodată nu este plătită. O fac întotdeauna cu plăcere și vacanțele de iarnă și... Deci, cel puțin la noi, la școală, nu există problema asta de a nu lucra dascării mai mult decât sunt plătiți. De aceea există și acel proverb sau acea vorbă, performanța necesită sacrificii. Da, e adevărat. Performanța necesită sacrificii și din partea antrenorilor, dar mai ales din partea copiilor. Sigur, ei își văd umplut timpul pe care alții îl petrec, nu știu, în fața calculatorului, în parc, plimându-se cu bicicleta, făcând orice altceva, ei își umplu acest timp făcând efort. Uneori obosind, uneori fiind chiar greu. Cu antrenamente dificile, cantonamente, deplasări lungi, jocuri, unde mai și pierzi. Așa. Sigur că presupune niște sacrificii, dar pentru un sportiv acestea sunt liber consimțite, adică și le asumă, știe că nu există altă... Sigur, nu vorbim aici de privațiuni, că nu-i privează nimeni de nimic până la urmă, ci niște sacrificii consimțite. Adică știu că nu am vreme de calculator, de stat până noaptea târziu, trebuie să mă culc de vreme să fiu odihnit a doua zi. Știu că eu trebuie să mă duc să respect un program și de învățat și de antrenament și atunci cu timpul se formează un soi de stereotipie la care copiii deja fac față cu brio, se obișnuiesc și părinții cu ea și deja după cam un an jumătate, doi ani, lucrurile încep să meargă chiar bine acolo unde există și din partea părinților și din partea copiilor dorința și bunăvoința de a face în continuare această activitate. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Rămâneți alături de noi. Partea a doua emisiune Arena Sportivă, alături de mine în studioul Slăjanul TV, Alexandru Iacu, directorul liceului cu program sportiv Avram Iancu din Zalău. Domnule profesor, spuneam la finalul primei părți, sau discutam despre numărul lor de sport, 14, am ales eu cifra cea mai bună. Da, la nivel de clasa 11, așa 12, da. Exact. Făcând o comparație, sigur aici deja trecem într-o altă latură, că nu vorbim de o unitate de învățământ sportivă sau cu specializare, da, performanță. Ar fi vorba de 2 ore la nivel de gimnaziu, dacă nu greșesc, până la nivelul clasei a 8-a. Pe urmă discutăm cu regret de o singură oră. Da, a doua este în regim opțional, în curriculum la decizia școlii și deja nu mai depinde foarte mult de elev dacă dorește sau nu, ci de conducerea școlii când aprobă schemele orare. Dar sunt totuși școli unde se alocă și la clasa 8-a 2 ore pe săptămână. Dar marea problemă la noi e la liceu, unde avem o singură oră de ani și ani de zile și tot auzim că există discuții, intenții de a se introduce cea de-a 2-a oră sau chiar cea de-a 3-a oră și nu se face din păcate nimic. Din păcate aici nu s-a reușit de ani de zile nimic. Chiar înainte de a veni aici la emisiune, stând acasă la televizor, am văzut pe, nu spun numele postului, o dezbatere pe sportul școlar și titlul era așa: sportul școlar, dezastru sau performanță? Și acolo s-a apărut în discuție numărul de ore de educație fizică la liceu. Omul care vorbea era de la CSM București, înțeles că a fost și pe la minister, a vorbit cu oamenii de acolo și la minister li s-a spus că dacă ar trebui să introducem a 2-a oră de educație fizică, ar însemna 16.000 de profesori în plus la nivel național. Sigur, asta presupune
bani în plus, salarii la acei oameni și presupune spațiu de lucru. Sigur, dacă împărțim, dacă spunem că avem nevoie de 16.000 de oameni, asta ar însemna că nu mai încap oameni în școli, așa de mulți sunt. Dar nu înseamnă că dacă sunt 16.000 de posturi de profesor de educație fizică nou înființate, chiar trebuie să angajăm 16.000 de oameni. Pentru că oricare profesor din Zalău sau din orice altă școală poate să preia 3, 4, 5 ore suplimentare, nu? Dacă într-o școală sunt 2 sau 3, dacă preiau fiecare câte 6 ore suplimentare, deja împreună acoperă o catedră. Și asta nu înseamnă că, nu, că trebuie să angajăm alți oameni. Nu trebuie să angajăm, preiau ei oameni, orele alea care apar. Deci, din punct de vedere organizatoric, lucrurile s-ar putea depăși, da? Ne place să ne apărăm cu argumente din astea, după părerea mea, incorrecte și neprincipiale. Și sigur, spune noi, nu putem, că nu avem oameni. Nu avem 16.000 de absolvenți. Probabil că nu îi avem dacă stăm să-i căutăm așa, on the spot, dintr-o dată. Dar noi putem rezolva dând orele alea cuiva, oamenilor din sistem, să le facă. Măcar parte din ele. Și pentru o parte din ele, pare că am găsit oameni care să vină și să facă acele ore. Mai să începem odată să le introducem, că vedem noi cum le facem. Cred că s-ar găsi soluții odată introduse. Sau s-ar putea introduce începând cu clasa 9, doar. La anul cu clasa 10-a. Și atunci n-ar fi nevoie de 16.000, ci dacă introducem timp de 4 ani, ar fi nevoie de 4.000 pe an. Iar 4.000 pe an, cred că am putea totuși rezolva. Așa cred eu. Dacă să luăm dintr-o dată 16.000, pare că e dificil. Dar dacă împărțim în 4 ani și începem acum în toamnă, noi în 2020, în toamnă, putem începe cu clasa 12-a, deja 2 ore pe săptămână. Deci, posibilități sau soluții s-ar găsi. Hai să începem odată. Bun, întotdeauna nouă ne place să punem într-un proiect care vrea să rămână doar la nivel de discuții, probabil să punem în față ceea ce nu este posibil de realizat decât... Da, așa e. Sigur, financiar este un efort, că orele alea trebuie plătite, indiferent că vin oameni noi sau le fac cei existenți în sistem. Deci, din punct de vedere financiar, este un efort. Ăla rămâne. Dar, din punct de vedere organizatoric, soluții ar fi. Trebuie găsită soluția financiară, după părerea mea, în primul rând. Că după aceea se găsesc soluții de organizare a activității. Pentru că oamenii din sistem poate că și chiar doresc să facă niște ore suplimentare, că nu sunt foarte mari salarii în învățământ, și ar acoperi o parte din aceste norme noi, nou apărute în sistemul de învățământ. Și cu timpul, sigur, ele ar putea fi acoperite cu alți dascări care vin prin concurs sau prin alte forme de angajare în sistemul de educație. Ca și dascăl cu experiență, aș vrea să vă întreb, domnule Iacob, sigur, probabil știți despre subiect, este, sau cunoaște subiectul, este vorba despre numărul mare de scutiri cu care se confruntă școlile din România. Vorbim aici, sigur, la nivel național. Exact cum spuneam, pentru că dacă ar fi să le legăm puțin, vorbim de o oră de sport, începând de la clasa 8-a, vorbim de un număr mare de scutiri. Spre ce ne îndreptăm până la urmă, dacă în același timp vrem să avem sportivi de performanță? Acum, referitor la numărul mare de scutiri, nu știu câte sunt justificate și câte sunt nejustificate, că până la urmă mai medicii știu asta. Dar atâta timp cât orice medic, fie el de familie, fie de la cabinetul școlar, fie medic la cabinet privat, poate să dea o recomandare de încetare a efortului sau de scutire de efort, mi se pare că deja ducem lucrurile în derizoriu. Ar trebui să existe un medic sportiv care să aprecieze dacă într-adevăr se impune și pentru cât timp o scutire de efort fizic sau o scutire parțială de efort în care el poate să facă efort până la un anumit nivel. Nu pentru o banală răceală sau pur și simplu pentru nimic, dar n-am chef să fac sport, mă duc la medicul de familie care mi este mai apropiat sau mă duc la medicul de la cabinetul școlar și spun că mă doare capul. Și imediat îmi dă scutire de efort. Sau îi spun, domnule, mi-a fost rău la ora de sport, deși nu mi-a fost, și el zice, a, două săptămâni nu mai faci sport. Că foarte multe scutiri aici sunt. Cele, într-adevăr, care sunt pe o perioadă mai lungă, alea sunt vizate de medici specialiști și acolo se încadrează anumite boli. Spre ce direcție ne îndreptăm? Știm, vedem de mulți ani unde mergem cu sportul.
Cred, în schimb, că cel puțin la nivel liceal, pentru că la gimnaziu nu avem probleme cu frecvența la ore, nici scutiți mulți nu sunt. Vin copiii cu plăcere la ora de... Ei numesc ora de sport, e de educație fizică, e ora de sport. E ora lor de joacă și vin cu plăcere. La liceu, cred că s-ar impune o altă formă de organizare. Deci, fetele de clasa 11-a, 12-a sunt domnișoare în toată regula, vin la școală cu o anumită ținută. Imaginați-vă ce înseamnă ca în timp de oră ele să se dezbrace de acea ținută, să se îmbrace în training, după aceea să se spele, să-și îmbrace din nou ținuta. Fie trebuie să facă treaba asta ca și cum făceau militarii odinioară, adică într-un timp foarte scurt, fie să scurteze ora de educație fizică ca să-i dai timp să facă asta. Nu? Da, practic două variante sunt. Astea sunt. Și atunci, aici cred că ar trebui regândit puțin modul de desfășurare a acestor ore, în așa fel încât să dăm posibilitatea copiilor să facă lucrurile acestea fără să se grăbească și fără să aibă disconfortul de a merge la altă oră transpirată. Sau ar mai fi o variantă, încerc să vă întreb, nu știu dacă ar fi și cea mai, sau dacă este cea mai optimă, eventual să lăsăm ca ultima oră, în ziua respectivă, ora de educație fizică dar și nu sport. Nu se poate pentru toate clasele. Asta spun, că nu ar fi cea mai optimă soluție. Și nici nu ar avea loc toți profesorii și toate clasele în acea poziție. Dar am putea, de exemplu, să mutăm orele alea după amiază sau să le facem într-o singură ședință de două ore, dintre care o oră și jumătate faci efort și o jumătate de oră ai timp să-ți schimbi echipamentul, să faci duș, să te pregătești pentru ora următoare și să nu te duci. Pentru că dacă ești transpirat, creezi disconfort și celor din jurul tău, nu numai ție. Și asigur, copiii nu au timp să facă lucrurile astea. Iar fetele de clasă, și băieții până la urmă, nu de clasa 11-a, 12-a, deja țin la lucrurile astea. Nu? La imaginea proprie, la ținuta pe care o au, la confortul pe care l-au și personal și pe care îl creează celor din jur și atunci noi aici trebuie să regândim puțin lucrurile pentru că acum nu se mai pune problema să nu fie apă caldă. Apă caldă curge acum în toate școlile, nu e nicio problemă la toate vestiarele. N-am cunoștință să nu fie așa, deci am putea asigura igiena personală după o oră de efort. Doar timpul să-l avem, pentru că imaginați-vă într-un vestiar, sunt puține școli în Zalău care au 4 vestiare. 2 pentru băieți, 2 pentru fete. În așa fel încât clasa care vine să nu se suprapună în vestiar cu casa care pleacă. Pentru că într-un vestiar de 15-20 de locuri câte sunt, când se suprapun două clase, 10-15 băieți care pleacă și 10-15 băieți care vin, acolo deja nu mai poate fi vorba de o echipare și o dezechipare în condiții de confort. Într-un termen popular e o nebunie. Sigur că da. La fel și la fete. Și atunci ar trebui să găsim o altă formă de organizare la aceste activități, în așa fel încât copiii să vină totuși cu plăcerea și să plece cu gândul că totuși au făcut un pic de efort. Nu că au trecut prin ciură o activitate care trebuie făcută. Nu? Au venit cu 5 minute mai târziu de la vestiar și pleacă cu 10 minute mai repede ca să aibă timp să se spele, să nu se suprapună cu ceilalți care vin păstă ei și eventual să ajungă și să-și cumpere un sandwich în pauza aia dacă e momentul să mănânce. Și atunci, toate astea se... Toți timpii ăștia de care vorbeam să taie din lecția de educație fizică. Care în loc să fie de 50 de minute, e de 35-40 de minute și în care e de bună seamă nici dascălul nu poate să facă foarte multe cu copilul, nici copilul nu poate să simtă foarte mult că lucrează. Și atunci, mai mult bifăm activitățile decât le facem așa cum ar trebui. Sigur, profesorii se bat, fac eforturi să aducă copiii spre educație fizică, să le ofere ore atractive, discipline noi, pe care văd în foarte multe săli și terenuri, copiii joacă badminton, lucruri la care noi, pe vremea când eram elev, nu prea știam de badminton sau ce știu, softball și alte discipline astea, care au un pic de priză la public și nu necesită foarte multe dotări materiale, adică materiale sportive scumpe. Dar totuși, programa școlară îți creează niște restricții ca profesor.
ești obligat să respecti ce scrie acolo, să faci, adică ce scrie acolo. Și atunci, ceea ce faci în 50 de minute, trebuie să înghesui în 40 de minute. Sau în 35 de minute, după caz, depinde cât. Și atunci, sigur, este un handicap din punctul ăsta de vedere. Cei care se conduc, care se ocupă de treaba asta, conduc învățământul, ar trebui să reflecteze puțin mai mult la toate aceste lucruri, după părerea mea, pentru că numai astfel putem să atragem copiii. Prin ore de-astea surogate, de 35-40 de minute cu condiții aproximative, nu facem altceva decât să le creăm copiilor o stare de disconfort, nu spun repulsie față de efort, că nu cred la asta, dar o stare de disconfort căreia ei din ce în ce mai greu îi fac față și o acceptă din ce în ce mai greu. Și eu îi înțeleg. Sincer, omenește, înțeleg. Și am avut fată la liceu care îmi spunea lucrul ăsta. Pentru mine e greu să mă duc transpirată la... Da, sigur, până la urmă... Nu? Cum a spus dumneavoastră, e un disconfort pentru toată lumea, nu doar pentru persoana în cauză, ci și pentru cei din jur. Oră de educație fizică de la 10 la 11 sau de la 11 la 12. Ea mai are de stat încă 3-4 ore în școală după acea oră. Nu-i tocmai confortabil, nici pentru tine, dar minte pentru cei din jur. Nu? Și atunci, sigur, copiii caută la un moment dat să găsească soluții să mai sară peste câte o oră de sport. Asta există o altă problemă, oarecum, tot așa la nivel național, și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră v-ați lovit de un astfel de caz, părinți care oarecum să le inducă, sub o formă sau alta, atitudinea de nepăsare copiilor față de ceea ce înseamnă ora de sport. Pentru că pornim de la ora de sport până să ajungem la înalta performanță. N-am avut părinți, cel puțin la mine la școală, la noi la școală, n-am avut părinți care sunt împotriva orei de sport. Sigur, am avut părinți, și discutăm aici de clasele mai mici, unde acum, de câțiva ani fac deja și acolo profesorii, nu mai fac cu învățătoarea lecția de educație fizică. Am avut părinți care au sesizat faptul că e cam greu pentru copii, adică nivelul de efort este prea ridicat pentru copii. Dar nu au fost cazuri izolate, nu au venit în masă părinții. Sigur, copiii mai comos probabil au sesizat asta că au transpirat prea mult la o oră sau că li s-a părut un pic mai greu decât atunci când făceau cu învățătoarea. Dar n-am avut așa să zic că, domnule, lăsați-l în pace, că iau scutire, că nu mai vreau să fac. N-am avut astfel de situații. Din fericire. Deocamdată acceptă părinții că ăsta este programul de școală și, în general, la nivel de gimnaziu, repet asta, copiilor le place ora de educație fizică. Vin cu plăcere la ea, e ora lor de joacă, abia așteaptă competițiile școlare, campionatele școlare, la fotbal, la handbal, la volei, la ce facem noi, ei abia așteaptă să se întreacă între ei. La mai mare la liceu, acolo deja lucrurile sunt un pic mai delicate și v-am spus și din ce motiv. Numărul de ore scăzut și condițiile uneori improprii. Vorbim de sport, vorbim de mișcare până la urmă, de ceea ce înseamnă sănătate. Și aș vrea să vă întreb din punctul nostru de vedere dacă la nivel de municipiu există suficiente spații de joacă, suficiente spații în care tinerii sau persoanele vârstnice, pentru că aici nu mai există loc de vârstă. Facem sport indiferent de vârstă, e clar. Cel care vrea să facă sport și vrea să aibă sănătate până la urmă, face să sport indiferent, să facă mișcare sportivă. Zalău este un oraș destul de mic ca dimensiune și ca întindere și ca populație. Singurul loc propriu pentru mișcare este stadionul și ar mai fi câteva săli de sport. Este parcul municipal, dar este destul de mic ca dimensiune și noi încă din nefericire pentru noi ca nație nu avem încă deprinderea de a face mișcare, indiferent cât de multă lume se uită la noi. Și atunci lumea se mai refugiază la stadion, mai aleargă acolo. Am văzut destul de mulți oameni făcând asta. Mai închiriază sălile de sport și joacă volei, tenis. Tenisul de câmp are destul de mult practicanți. Eu însă joc volei de două ori pe săptămână cu niște prieteni la nivel de amator, că nici vârsta, nici experiența anterioară nu ne permite mai mult. Dar avem și la noi la școală
și pentru fotbal închiriată sala de sport și pentru volei. Deci lumea face mișcare. Nu știu la celelalte țări cât de multă lume face. Ceea ce nu este la noi vizibil este sportul în parcurile publice, cum este și în Cluj și în toate marile orașe. Noi avem un singur parc, nici el nu foarte propice pentru așa ceva și asta nu este vizibil la nivel de Zalău, într-adevăr. Dar stadionul are zilnic, am văzut acolo oameni făcând mișcare, alergând și întreținându-și sănătatea, silueta, mă rog, ce vor ei. Și sălile de sport sunt destul de solicitate. Știu asta din discuțiile care le-am avut și cu alți directori. Acum, cât de mult sunt organizați acei oameni, cât de mult sunt încurajați, cât de mult li se apreciază public ceea ce fac, aici îi lăsăm pe ei să aprecieze. Sigur că ei fac asta pentru propria imagine. Dar știi unde putem noi să vedem, Marius, cât de dorniți sunt zăloanii de mișcare? Dacă mergem la Crossul Tenaris și filmăm mai în profunzime evenimentul, vom vedea că 80% dintre oameni se plimbă la acel cross. Nu aleargă, efectiv. Sunt câțiva care aleargă de la început până la sfârșit și care sunt interesați nu neapărat în a câștiga, ci a face o mișcare în cadrul organizat și chiar o întrecere în cadrul organizat, unde își vede și el, are satisfacția de a fi venit pe locul 17, când cu un an înainte a venit numai pe 19. Și vede că a progresat două locuri de el, nu? Ei, dacă mergem să vedem din multitudine de oameni care au startul, cât și aleargă efectiv, atunci ne vom da seama că, de fapt, nu prea suntem un popor care își dorește să facă mișcare. Eu am fost câțiva ani la crossul acesta Tenaris care se organizează și care este o idee foarte generoasă pentru comunitate și foarte bună. Din păcate, insuficient susținută de școli. Și am văzut, fiind arbitru de traseu, că destul de puțină lume aleargă și destul de puțini elevi aleargă. Adică nu vin acolo să efectiv să facă mișcare, vin, ce știu eu. Aduși poate sau vin pentru tricoul acela care li se dă. Pentru sau... a bifa. Pentru a bifa într-o felul de activitate. Da. Sigur, așa e orice început. E mai greu, dar dacă vom continua, eu cred că va crește numărul oamenilor care aleargă din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. Nici eu nu fac asta, deși ar trebui noi, care suntem profesori de educație fizică, ar trebui să alergăm noi cu copiii. Nu să fim arbitri de traseu. Noi să alergăm cu ei. Și atunci am fi un exemplu. Și să fie arbitri de traseu oameni care asta știu să facă. Că, până la urmă, ce mare regulament trebuie să respecte aici? Ce trebuie să urmărești chiar atât de mult? Și noi, profesorii de educație fizică, să încercăm să alergăm cu copiii. Să le dăm exemplul personal. Cred eu că asta ar fi un lucru bun pe care ar trebui să-l facem. Recunosc că nici eu nu-l fac. Nu vreau să arăt cu degetul spre alții. Nici eu nu fac asta, dar ca idee, cred că ar fi bine să facem, să dăm un exemplu. Noi suntem profesori de educație fizică, venim aici să alergăm. Și ne înscriem în proba populară de 3.000 de metri, sau cât este ea, nu ne înscriem la 10.000, nu? Și atâta cred că, așa cum domnul profesor Bologa, fost profesor, aleargă și acum la toate concursurile de veterani. La aproape 80 de ani? Da. Ce, noi nu putem la 40, la 50 sau la 30 de ani câți au unii? Am putea și noi, da? Din păcate, nu. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Așa repede s-a terminat? S-a terminat, din păcate, dar vă promit că o să continuăm discuția într-o emisiune viitoare. Eu vă mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc pentru invitație. O să vin oricând cu mare plăcere dacă mă mai invitați. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi. Rămâneți în continuare cu programele Sălăjanul TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere!